Motorina și benzina vor fi mai scumpe și mâine. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la benzină și motorină pentru miercuri. Astfel, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 24 de lei și 99 de bani, cu 10 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 23 de lei și 6 bani pentru un litru, în creștere cu 9 bani. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare, cu 3 lei și 91 de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 7 lei și 43 de bani per litru în cazul motorinei standard. ANRE constată o creștere tot mai accentuată a cotațiilor preț la produsele petroliere. Experții internaționali explică evoluțiile respective prin reacția piețelor globale la conflictele generate în Orientul Mijlociu.